Luni seară, în jurul orei 19:20, un tânăr înarmat cu un cuțit și cu figura acoperită parțial cu un fes de culoare deschisă a intrat într-o farmacie situată pe pietonalul din centrul municipiului Suceava. Tânărul le-a amenințat pe cele două angajate cu un cuțit și a sustras din casa de marcat suma de 680 de lei, bani proveniți din încasări. Tânărul a încercat apoi să părăsească farmacia, dar un martor a blocat ușa și nu l-a lăsat să iasă. Agresorul a amenințat din nou angajatele farmaciei cu cuțit, moment în care persoana respectivă a deblocat ușa, iar suspectul a reușit să fugă. Angajatele farmaciei au sunat apoi la 112, iar Inspectoratul de Poliție Județean Suceava a mobilizat mai multe echipaje, inclusiv polițiști aflați în timpul liber, pentru căutarea agresorului. În paralel, criminaliștii au prelevat probe și amprente din incinta farmaciei. Deplasați la fața locului, polițiștii au constatat în urma audierii celor două farmaciste, dar și a imaginilor, a vizionării imaginilor de pe camerele de la vedere, faptul că un bărbat necunoscut intră în farmacie în jurul orei 19:10, amenință pe cele două farmaciste cu un cuțit. În urma acestui fapt, cele două punând de la dispoziție suma de circa 700 de lei aflată în casa de marcat. Ulterior, bărbatul necunoscut încearcă să iasă din farmacie, în momentul în care câțiva cetățeni care au manifestat spirit civic încearcă să blocheze ușa de acces și să nu-i permită acestuia ieșirea, însă, din nou folosind amenințări la adresa farmacistelor, acesta reușește într-un final să se facă nevăzut. De îndată au fost mobilizate toate patrulele de ordine publică, au fost chemați în timpul liber, inclusiv lucrători de poliție aflați în timpul de odihnă. De asemenea, forțele de jandarmi sunt la această oră în tot centrul municipiului Suceava, dar și în zonele periferice, scotocind pentru a identifica bărbatul respectiv. După aproximativ 2 ore, suspectul a fost identificat într-o sală de jocuri de noroc din zona comercială. Este vorba despre un tânăr de 33 de ani din Broșteni. Suspectul era agitat și l-a amenințat cu cuțitul pe agentul de pază al sălii de păcăneală. Un echipaj de poliție aflat în zonă l-a imobilizat și l-a condus pentru audieri la sediul poliției municipiului Suceava. Tânărul a fost reținut în arestul IPJ Suceava pentru 24 de ore și urma să fie prezentat judecătorilor cu propunere de arestare preventivă.